Problema este că noi acum nu suntem în Hong Kong, ci în Shenzhen, în China, la 40 de kilometri de Hong Kong. Și pentru a ajunge acolo... N-am ajuns repede, doar trenul tras în altă parte. Cred că ne minunăm amândoi de cum arată orașul până acum. Și știind că e un oraș foarte, foarte scump, mai ales din punct de vedere al locuințelor, la cum arată orașul până acum, în zona asta unde suntem noi, n-ai zice că e un oraș scump. Adică nu știu dacă ți-ar veni să plătești atât de mult pentru cazare sau... Este aducător de noroc să aprinzi un bețigaș din acesta de anul nou chinezesc și să spui o dorință și sunt anumite temple unde se țin ceremonii speciale. Aici, pur și simplu, unde suntem noi peste gardul ăsta, parcă e alt univers. E o casă, o căsuță mică cu niște copii care se joacă, nu știu cum a rămas acolo casa aia și nu s-a transformat în niște turnuri. Și de jur împrejurul moscheii sunt numai și numai turnuri. Pentru că Hong Kongul este dominat de zone deluroase, o să vedeți că sunt foarte multe transporturi în comun neobișnuite sau poate nu la fel de comune ca în alte orașe. La un moment dat, restaurantul a avut și o stea Michelin, cred, și a fost foarte faimos. Încă este printre localnici și printre turiști, fiind coadă tot timpul. Bună ziua și bine ați revenit la un nou material ordinar, extraordinar. Astăzi urmează să vizităm o regiune pe care ne dorim de foarte mult timp să o vedem. Unul dintre cele mai mari porturi ale lumii, un sat pescăresc care s-a transformat într-un centru financiar de excepție, Hong Kong. Problema este că noi acum nu suntem în Hong Kong, ci în Shenzhen, în China, la 40 de kilometri de Hong Kong. Și pentru a ajunge acolo vom lua un tren de mare viteză, care ar trebui să ne ducă în centrul orașului în mai puțin de 15 minute. Cum este posibil, cât costă și în ce fel vom ajunge acolo, vă spunem imediat. Și să nu uit, că foarte important, stați aproape pentru că urmează super vlog. Trenurile sunt cam dintr-un sfert de oră într-un sfert de oră, doar că se pare că primul, care ne apare nou, este la 10.53, acum e 10.05, deci peste vreo 50 de minute. Și la clasa a doua costă 75 de ioane, adică vreo 40 de lei. Am plătit 97 de lei pentru două bilete și dacă cumperi biletele pentru prima dată pe Alipay, o să bagi pașapoartele. Eu le aveam deja băgate pentru că am mai cumpărat și a fost foarte simplu, am ales pasagerii pe mine și pe soția mea. Am cumpărat biletele, 97 de lei și acum o să mergem să ne îmbarcăm. Din câte știu eu, vama este pe partea cu Hong Kongul. Acolo este vama și pentru China și pentru Hong Kong, deci nu ar trebui să așteptăm aici să ne controleze pașaportul decât pentru intrarea în tren. Și ca informație, există mai multe metode prin care poți ajunge în Hong Kong, nu doar cu acest tren, există și un metrou care merge... Da, eu am citit că poți să mergi cap de linie cu unul din metrourile din Shenzhen și de acolo să iei alt metrou și să te conectezi cu Hong Kong. Durează mai mult, dar în funcție de cum prinzi trenul și la ce oră prinzi trenul, s-ar putea să dureze la fel. Pentru că noi acum, de exemplu, trebuie să așteptăm aproape 50 de minute ca să ne urcăm un tren, 40 ceva de minute. Desigur, foarte important atunci când vă luați biletul de tren, să vă uitați de la ce bilet, de la ce stație vă luați biletul de tren. Spre exemplu, dacă voi vă aflați la stația Futian, cum eram noi, să luați din acea stație plecarea către Hong Kong și nu de la Shenzhen Nord, cum am luat noi. Adică acum, în cele 50 de minute de așteptare pe care le aveam... Din care ne-au rămas 30, trebuie să ajungem în 5 și aproape imposibil la stația de metrou de unde avem... bilete ca să plecăm. Doamne ajută, acum așteptăm un taxi. Dacă nu, nu e un capăt de țară. Mai luăm alte bilete? Mai luăm alte bilete. Dar să le luăm tot de acolo, măcar să nu ne întoarcem aici. Mai luăm, dăm alți bani, mai așteptăm și ajungem diseară când trebuie să-și plecăm din Hong Kong. Extraordinar, ordinar, extraordinar. Stra curent, pe nerv, mai băcut, am alergat. Am alergat și am ajuns și primii. Unde trenul? Că acum trebuie să stau și aștept. Am ajuns prea repede. N-am ajuns repede, doar trenul tras în altă parte. Run, Forest, run! Run, Forest! Am murit și n-am simțit. Mie nu-mi vine să cred că l-am prins. Dacă e nasol la Hong Kong. Și l-am prins și cu... marge de eroare, ca lumea. Deja mă plictisesc, că nu pleacă mai repede. Am început bine, ce să zic. Am avut un traseu de o oră jumate, două ore de acasă, de la hotel.
pentru cursa asta nebună de ca să prindem trenul care o să facem 12 minute până Hong Kong. Trenul de Hong Kong arată ceva mai bine decât trenul care am venit noi în Shenzhen. Așa cum ziceam și mai devreme în Shenzhen, din câte citisem, controlul pașapoartelor se face doar în Hong Kong și nu ne-au controlat pașapoartele în Shenzhen, acum mergem să ne controleze pașapoartele, să vedem cât o să dureze să trecem vama și să intrăm propriu-zis în Hong Kong. Și după o așteptare de 2 ore pentru immigration, ba granița China, ba granița cu Hong Kong, am ajuns în Hong Kong. Culmea e că am ajuns și pe una, că suntem pe o atracție turistică, într-un fel, dintre cele mai populare atracții din zonă, aceste scări rulante. Această scară este cea mai lungă scară rulantă din lume, are 800 de metri lungime și nu știu, e un sentiment foarte ciudat pentru că am citit foarte lucruri pe net despre acest loc și ne aflăm aici. Așa ca prime impresii mi se pare că e ceva ce n-am mai văzut până acum. Oamenii sunt super pestriți, așa, diversi din toate locurile lumii, mai ales după 2 sau 3 luni deja în China. E puțin șoc cultural să vedem lucrurile astea. Hong Kong este cunoscut pentru cinematografia Kung Fu, în care au jucat actori cunoscuți și în România, precum Jackie Chan și Bruce Lee. Însă, pe această scară s-ar fi filmat câteva secvențe de film din Pet. Și scara nu este o simplă scară rulantă. Eu mi-imaginam atunci când am citit că este așa o scară dreaptă. În schimb, pe o porțiune poate să fie bandă rulantă, pe cealaltă parte să fie scări, să trebuiască să faci viraje și nu te plictisești. Și e un traseu 800 de metri, dar e un traseu foarte lung, adică e mai lung decât poți să-ți imaginezi. Pentru că undeva în 1980 traficul din Hong Kong a devenit din ce în ce mai greoi, autoritățile au fost nevoite să găsească o soluție și din cauza faptului că reliefful este de așa natură încât nu permite dezvoltarea unui plan rutier complex, s-a găsit soluția acestei scări ingenioase, care se pare că a dat rezultate din mai multe puncte de vedere, nu numai că a facilitat traficul pedestrian, însă zonele pe care le parcurge această prin care trece, pe care le parcurge această scară, au început să se dezvolte din ce în ce mai tare și unul dintre ele este și cartierul Soho, spre care mergem noi acum sau spre care urcăm pe scară acum. Au început să apară tot mai multe business-uri locale și zona a înflorit deodată odată cu apariția scării. Și un alt lucru interesant, aș spune eu, este faptul că proiectul inițial a fost estimat la un cost de 100 de milioane de dolari, însă se pare că au reușit să-l scoată undeva la 30 de milioane. Nu am mai întâlnit până acum așa ceva, să primești un buget atât de mare și tu să reușești să eficientizezi lucrurile și să îl reduci la, nu știu, aproape de un sfert. Pentru că Hong Kongul este dominat de zone deluroase, o să vedeți că sunt foarte multe transporturi în comun neobișnuite sau poate nu la fel de comune ca în alte orașe. O să facem cunoștință cu ele pe parcurs, însă încă un singur lucru despre această scară. Se pare că cei de la CNN, se numește Central Mid Levels scara și a fost denumită de cei de la CNN în anul 2015 ca fiind cel mai cool sau ingenios, că nu e mijloc de transport în comun, dar cred că mijloc de transport în comun. De deplasat prin oraș. Exact, da. Automatizat. Hai să ne mai deplasăm și noi. O să mergem până în capătul de sus și apoi o să coborăm pe jos. Da. Obligat. E forțat. Cred că ne minunăm amândoi de cum arată orașul până acum și știind că e un oraș foarte, foarte scump, mai ales din punct de vedere al locuințelor, și din punct de vedere al mâncării, o apă plată la 7-Eleven costă 7 lei. La cum arată orașul până acum, în zona asta unde suntem noi, n-ai zice că
e un oraș scump, adică nu știu dacă ți-ar veni să plătești atât de mult pentru cazare sau... Dar cu toate că urcăm, mai apar străzi care arată din ce în ce mai lat, din ce în ce mai... N-ai mai zice că în vârf de deal aici mai, o să mai apară astfel de străzi și mai apar tot felul de mașini de lux. Și am văzut un Lamborghini mai devreme și m-am aminte că ziceai tu că este orașul care are... Cele mai multe Rolls-Royce-uri pe cap de locuitor din lume. Da, dar nu pare, deci probabil că, bine, este și un oraș care s-a dezvoltat foarte mult în anii 60-70, chiar și 50, foarte mult în 80 și 90. Multe lucruri sunt învechite, e clar. Dar probabil că sunt și zone care arată mult mai luxos, dar aici arată, seamănă cu Istanbul în anumite zone. Cu Istanbul în partea asiatică, în aglomerație, pe la Eminion, pe acolo, pe străzi. E interesant. Apropo de contraste, exact pe această stradă despre care vorbeam mai devreme, pe partea stângă sunt blocuri care arată rău, nu foarte rău, dar incomparabil cu cele de pe partea dreaptă și cel mai probabil asta se reflectă și în chirii sau prețul de vânzare al apartamentelor. Am ajuns aproape de vârful dealului și înainte de a termina traseul nostru pe scări, am intrat în curtea moscheei Jamia Mosque, care este cea mai veche moschee din Hong Kong. Pentru asta, guvernul a inclus-o și în patrimoniul cultural și este acum o clădire protejată. Și ne-am minunat să vedem că între moschee și blocurile foarte înalte de aici există o curte unde cineva are o casă, se joacă niște copii. Și am observat pe drum foarte, foarte multe cafenele pe lângă scările astea și mase de turiști care urcă pe scări. Mie mi se pare că toată lumea care urcă pe scările astea și care se plimbă acum prin zonă pe aici e turist. Și cred că e genul de cartier de care se bucură mai mult turiștii. Cred că de cafenele și de tot vibe-ul ăsta de aici se bucură mai mult turiștii. Nu știu cât de mult se mai bucură localnicii. Dar aici, pur și simplu, unde suntem noi peste gardul ăsta, parcă e alt univers. E o casă, o căsuță mică cu niște copii care se joacă, nu știu cum a rămas acolo casa aia și nu s-a transformat în niște turnuri. Și de jur împrejurul moscheei sunt numai și numai turnuri. Da, și aici e o oază de liniște. Parcă s-a oprit timpul aici în moscheea asta, în curtea asta. Da. Din agitația de pe scări și din cartierele și străzile lăturanișe unde e furnicar, aici e un nene care face în spate puțin sport. Și cam atât. Da, e, cred că atmosfera de pe scări, când treci de zidul ăsta înapoi pe scări, e atmosfera în care toți sunt foarte mulți turiști care urcă, care coboară, care urcă, care coboară, toată care își fac poze, mișcare, care da. Știi și aici. Nu cred că își face nimeni care stă aici, nu cred că își să-și facă niște poze pe scări sau ca noi să se folbeze, să filmeze scările rulante. Pentru ei nu cred că mai e de interesant. Scrie aici pe o placă că moscheea a fost construită în 1915 din donațiile unui... cred că comerciant de origine indiană din Mumbai, Bombay, se numea, cred că atunci se numea Bombay, dar prima moschee a fost construită în locul acesta în 1850, tot pentru comunitatea indiană de musulmani, pentru că în perioada aceea cei mai mulți musulmani de aici din Hong Kong erau indieni și posibil și acum să fie la fel. Și oamenii care sunt pe aici acum cred că tot de aceeași origine sunt. Scările doar urcă. Nu și coboară. De coborât, o am ajuns în vârf și acum începe... partea mai puțin amuzantă. Mai puțin automatizată. Cu matematica noastră de român am zis că, băi, dar de ce n-au făcut scările rulante și la coborâre? Adică de ce au făcut doar așa? Că aveau buget, că ei au primit buget de 100 de milioane, s-au încadrat cu 31 și puteau să facă și putea să facă și una opțională sau VIP ceva. Dar n-au făcut, aici trebuie să coburi. Dacă făceau românii... Făceau și la vale una. Făceau și la vale. Și la deal și la vale. Apropo de prețurile chiriilor și apartamentelor, din curiozitate ne-am oprit la o agenție de închiriere de imobiliare și sunt așa câteva oferte. Desigur, probabil că nu sunt cele la care, pentru care optează localnicii. În schimb, un apartament cu două camere, nu știu exact în ce zonă, dar central, costă cât am zis? 4.000... Cam 5.000 de dolari. 5.000 de dolari. Chiria, un apartament cu două camere, ăsta, și, și două toalete, dar nu scrie ce suprafață are, nu-mi dau seama, poate scrie. Dar sunt undeva cel mai ieftin de pe panoul ăsta, cel mai ieftin de pe panoul ăsta costă 23.000, deci undeva la 3.000, cred că, de dolari și scump, n-are rost să vorbim că se duce undeva la 80.000. Da, nu te apropii.
Cartierul Soho, în care ne aflăm acum, este, din câte am citit, combinația perfectă între un cartier rezidențial și spații comerciale. Și, așa cum am menționat și la introducerea vlogului, zona s-a dezvoltat, inclusiv acest cartier, odată cu lansarea scării vedetă din zonă. Eu mă așteptam, din ce am citit, să fie ceva mai tradițional, însă face sens, pentru că zona asta a fost foarte atractivă pentru expații care s-au mutat aici în perioada 1990-2000, pentru că aici, în acea perioadă, puteau să-și găsească chirii destul de ieftine și să fie foarte aproape de zona centrală. Cel mai probabil acest lucru se și reflectă în spațiile comerciale, pentru că în ziua de astăzi, cum a spus și Mircea, sunt foarte multe cafenele, dar în general vezi mai mult străini decât vezi localnici. Cel mai probabil o să trebuiască să căutăm o altă zonă ca să găsim ceea ce ne dorim noi să vedem în Hong Kong. Însă e destul de pestriță și zona asta și interesantă chiar dacă e turistică. Și așa arată ceea ce am numit noi o agenție imobiliară autentică și o întâmplare autentică, pentru că în spate, o să filmez, s-a spart, cred că, o conductă de apă și sunt niște copii care se joacă în apă și mama lor îi amenință că le taie porția de dulce, cred că. Și ca să presărăm și câteva frânturi de istorie, vă spunea Monica mai devreme că Hong Kongul, pe cât de impresionant este acum, a pornit de la un mic sat pescăresc și dacă ar fi să pornim din preistoria Hong Kongului, dacă putem spune așa, dinainte de era britanicilor, în secolul 17 și 18, în zona aceasta își făceau veacul foarte, foarte mulți pirați. În Marea Chinei de Sud era o zonă prosperă pentru pirați, mai ales aici, pentru că orașul Guangzhou, care este în apropierea Hong Kongului, era de atunci un centru comercial important și erau foarte multe rute de trade pe aici. Dar influența piraților a început să scadă odată cu venirea britanicilor și în secolul 19, când britanicii s-au instalat aici propriu-zis, au început să patruleze frecvent zona și activitatea piraților a încetat. Erau mii de pirați într-o anumită zonă și ce e interesant este că, la un moment dat, șefa tuturor piraților din această regiune era o femeie. Cam atât pentru prima aventură de istorie. Mai departe o să vă spunem și cum au ajuns britanicii să primească Hong Kongul. O să aflăm și de ce e atât de scump, o să aflăm și de ce sunt discrepanțele atât de mari și o să mai aflăm și ce o să mai descoperim la fața locului. Și în tot acest context nebun cu turnuri, case, restaurante, și tot ce am mai văzut astăzi, am dat și peste un templu, pe o străduță lăturalnică, unde sunt câteva scări. E extrem de interesant ce poți să găsești în Hong Kong și e fascinant, pentru că fiecare colț de stradă te surprinde. Nu există rutină vizuală absolut deloc. Și suntem, nu știu, de câteva ore, de trei ore suntem în oraș și e un fenomen, așa pare că ai fi într-o machetă pusă cu mâna, făcută expre. Tot timpul se întâmplă ceva, zgomot, mașini, cineva țipă, cineva plânge, cineva se sparge o țeavă. Incredibil. Da, nu știu ce templu e ăsta, shrine, ceva, un mini templu, dar e fum ca lumea. Da, pentru că, din câte am înțeles, este aducător de noroc să aprinzi un bețigaș din acesta de anul nou chinezesc și să spui o dorință și sunt anumite temple unde se țin ceremonii speciale. Și aici, chiar lângă shrine-ul de lângă, toate aceste spirale care arată ca niște pălării ard toate. Și în continuare scenariului despre care tot vorbim, lângă templu, perete-n perete, vecinul de lângă vinde hot chicken și cold beer. O bericioaică. Te duci la templu, aprinzi o lumânare, bei o bere cinstită, pe aia duci acasă, liniștit, în păcat că ți-ai spălat păcatele. Un alt lucru de care ne mirăm aici în Hong Kong și pe care nu l-am sesizat neapărat atât de des în Shanghai este statul la coadă. Cred că există anumite localuri care devin foarte populare pentru un anumit preparat și oamenii se înghesuie să îl deguste. Și sunt foarte multe cozi, adică sunt doar câteva cafenele, dar acolo unde e coadă, e coadă lungă, adică nu se joacă. Și cred că așteaptă destul de mult ca să intre într-un astfel de restaurant. Aici în spate e ceva cu noodles.
Aș spune că de departe orașele noastre preferate sunt cele care au tot felul de particularități. Ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, Londra. În Londra vorbim despre autobuzele roșii și despre black cabs, despre taxiurile negre. În Istanbul, la fel, sunt taxiurile galbene și tramvaiele roșii. Iar în Hong Kong, cu siguranță ar trebui să menționăm tramvaiele supraetajate. Ele vin la pachet și cu o poveste foarte interesantă. Undeva în 1881 a început să se aglomereze destul de tare Hong Kongul și au fost nevoiți să se gândească la o soluție de transport în comun. Așa au luat naștere aceste tramvaie, primele fiind aduse aici în 1909, ele fiind fabricate în Marea Britanie și aduse aici pe bucăți pentru a putea fi asamblate în Hong Kong. Prima serie de astfel de tramvaie a fost formată din 26 de tramvaie normale, pentru că proiectul era acela al unui tramvai normal. Numai că câțiva ani mai târziu, cred că dacă nu mă înșel în 1908, nici acestea nu mai făceau față, așa că au regândit designul și voilà, tramvaie etajate. Mai mult decât atât, existau diferențe de clasă socială. Cei care făceau parte dintr-o clasă socială mai înaltă foloseau un anumit tip de tramvaie, iar ceilalți alt tip. Acest lucru a dispărut însă în anii 70, ani care au marcat foarte multe schimbări. Atunci au și apărut aceste panouri publicitare pe tramvaie pentru prima dată. Acum, în ziua de astăzi, fiecare tramvai este personalizat. Unul nu seamănă cu celălalt, unul e negru, unul e verde, unul e portocaliu. Fiecare în funcție de reclama pe care o reprezintă. Și tot în anii 70 au început să fie angajate femei pe post de conductor. Și, de asemenea, a și dispărut diferența asta de clasă socială, nu s-a mai ținut cont. Am urcat în tramvai și n-am plătit. Noi avem carduri, dar încercăm să ne dumirim care e mersul lucrurilor. Pentru că, pur și simplu, toată lumea a urcat și a urcat-o sus și acum așteptăm, da? Să plecem tramvaiul. Haide. Dar nu urcă nimeni pe față, nu înțeleg. Am coborât la a doua stație, pentru că la prima n-am putut să coborâm, a fost mai complicat să coborâm. Și când am coborât, a trebuit să o luăm pe la șofer, pentru că nu aveam loc în spate și șoferul ne-a cerut să plătim după ce ne-am dat jos din tramvai. Nu am înțeles nimic din experiența asta. Dar e interesant, când simt, sunt foarte, foarte aglomerate. Cred că unul din lucrurile care mi-a adus cel mai mult aminte de Istanbul și m-a făcut să cred că în Hong Kong o să fie o experiență similară cu cea din Istanbul au fost niște imagini pe care le-am văzut cu cineva care tot mergea pe feri și traversa de pe insula Hong Kong pe Kowloon. Și asta o să facem și noi acum. Nu știu dacă e experiența chiar la fel, dar să vedem cât de mult o să semene. Experiența cu feriul nu a fost nici pe departe ca cea din Istanbul. Cred că lipsește ceva, o umanitate pe care are traseul ăla din Istanbul. Aici nu găsești un ceai, nu găsești nimic, nu prea ai loc să stai jos, e foarte aglomerat. E mai mult așa, stai în aglomerație ca să-ți faci treaba, să treci de pe o parte pe alta. Am ajuns pe Kowloon, pe cealaltă parte, partea de vis-a-vis de insula Hong Kong. Și am găsit același restaurant pe care l-am găsit mai devreme, unde stătea lumea la coadă, care se numește Max Noodle și asta trebuie să însemne că e bun. A venit și pentru noi ora mesei și ne punem și noi la coadă, așteptăm să mâncăm niște noodle și aici la Max Noodle. Nu? Au ajuns și preparatele și între timp am citit și puțin despre restaurant. Max Noodle a devenit foarte faimos când fiul celui care a înființat primul restaurant în Guangzhou, într-un oraș și apropiat de Hong Kong, a venit în Hong Kong și a deschis un mic restaurant
La un moment dat, restaurantul a avut și o stea Michelin, cred, și a fost foarte faimos. Încă este printre localnici și printre turiști, fiind coadă tot timpul. Era un loc preferat de localnici pentru a lua o gustare înainte sau după teatru. Porțiile sunt foarte mici și, din câte am citit, tăiței ar trebui să fie crocanți, nu sunt fierți foarte, foarte tare. Noi am luat o porție de signature noodles, o supă foarte mică, cu niște tăiței foarte subțiri și cu vedeta preparatului, un dim sum sau un dumpling, care este umplut cu creveți. Din ce am citit, noodles și sunt al dente, adică nu sunt fierți foarte tare, să vedem. Așa este. Nu sunt foarte, foarte moi. Nu am mai mâncat așa ceva și nu am mai mâncat până acum în China noodles și atât de subțiri ca aceștia. De obicei, noodles și pe care am mâncat erau mai lați sau mult mai groși. Supa este și ea foarte interesantă, are un niz așa de pește, un gustul umami, nu știu dacă e de pește sau de alge sau de creveți sau sos de pește fermentat, ceva marin. Are un miros și un gust așa marin. Și aceste dumplinguri și chiar și supa cu tăiței se complimentează foarte bine cu un oțet din orez, pe care nu o să-l punem în preparatul ăsta, pentru că asta e supa Monica și ea nu mănâncă foarte mult oțet, eu îl prefer. Așa că o să-l pun în supa mea. Eu am o porție de tăiței cu carne de vită și supa alături și o să ne băgăm pe el. Nu o să dureze mult, că porțiile sunt mici. Exact. Am plecat de la restaurant și în apropiere este și această stradă unde se ține parada de anul nou chinezesc. Hong Kong este unul dintre puținele regiuni, aș spune, ale Chinei care celebrează stradal anul nou chinezesc, așa că am venit aici. Cam peste 3 ore ar trebui să înceapă parada, numai că eu nu știu ce o să fie atunci, pentru că deja sunt oameni care așteaptă. Se poate vedea în spatele meu cât de aglomerat este. O să încercăm să venim și noi să vedem dacă o să putem filma ceva. Este o paradă care ar trebui să dureze cam o oră și jumătate. Până atunci mergem să încercăm să căutăm un ceai tradițional, ca să ne mai liniștim puțin, că e foarte aglomerat. We can.
Bună seara și bine ați revenit la un nou material ordinar extraordinar. Au trecut, cred că, 6 sau 7 ore de la ultimul cadru și Hong Kong-ul ne-a luat prin surprindere cu festivitățile de anul nou chinezesc. Ne-am pierdut în paradele din centrul orașului. A rămas să vă povestim istoria Hong Kong-ului într-un alt material, să vă arătăm alte locuri din Hong Kong într-un alt material. Nu v-am povestit foarte mult nici despre drum. Noi am mers cu trenul, am ajuns acolo, v-am povestit că am ajuns, dar nu v-am zis că a durat cam 40 de minute să trecem de controlele vamale, 20 de minute pentru China, 20 de minute pentru Hong Kong. Iar la întoarcere ne-am întors cu metroul. Am ajuns la cap de linie metroul din Hong Kong, unde am trecut granița în China, am intrat în Shenzhen, doar că am ajuns foarte târziu. Și a trebuit să luăm un taxi pentru că mijloacele de transport în comun nu erau funcționale. Suntem aproape adormiți, este 1 noaptea. Am mers aproape 60 de kilometri cu taxiul pentru că noi stăm la celălalt cap de linie din Shenzhen, adică am traversat tot orașul. Și da. Dumneavoastră spuneți... Nu pot că dorm jumate. Parțial dorm. Da, o să vă povestim mai multe într-un alt vlog. Așa cum ai spus tu la început, ne-a luat foarte prin surprindere Hong Kong. Nu știu dacă doar astăzi, o să ne reîntoarcem. O să mai facem naveta asta de vreo 2-3 ori când stăm în Shenzhen. În schimb, eu mă așteptam la altceva și am găsit altceva. Nu știu dacă are de-a face cu faptul că astăzi este prima zi anului nou chinezesc. Dar a fost un oraș foarte aglomerat, greu de găsit lucruri, greu de descurcat, multe localuri închise, nu știu, greu. E și o perioadă foarte ciudată. Perioada anului nou chinezesc este o perioadă în care oamenii sunt plecați, mulți la părinți, la rude, sunt în casă și sărbătoresc în casă sau sunt anumite chestii care sărbătoresc pe stradă, foarte puține. Uh-huh. Și în rest poate să fie foarte multe lucruri închise. În orice caz, o să revenim zilele următoare în Hong Kong și o să sperăm că o să găsim mai multe locuri chestii interesante. Deschise. Cam atât. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, like, subscribe și share masiv și noi ne vedem data viitoare după multe ore de somn cu un nou vlog ordinar extraordinar. Multă sănătate la toată lumea și un an nou fericit chinezesc. Ciao. Oh, 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 I'm coming in Istanbul. Oh, 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 haide! Avem nebunii în China! Oh, ce dansuri are în ea! Călușari în China, dacă nu o să ne dea ăștia pentru prea multă voie bună afară din China, stai să vezi. Voie unii care dansează la metrou, nu-i bine? Instigă oamenii! Și am impresia că o să ajung în Istanbul. Ce? Eu cred că o să ajung în rai dacă mai alerg de două ori așa. Ce ai făcut, Delu? Ți-ai ajuns în Istanbul? Am ajuns într-o piață rusă, zic că suntem în India. De ce am vrut? Trece sau se prăbușește, nu știu să... Mamă! Bine că ne-a căzut bobrocul nostru. Ce vă rog?